schimbat părul, dar năravul ba, Oana Zăvoranu nu mai este brunetă, pentru că e o persoană hotărâtă, vedeta a decis peste noapte că trebuie să-și facă o schimbare majoră de look, zis și făcut, și a deschis părul la culoare, iar astăzi își pune și extensii, păi să vedem și noi pe noua Oana Zăvoranu. Oana Zăvoranu a intrat în zodia schimbărilor. Primul pas, a renunțat la culoarea neagră a părului. De ieri, Oana a intrat în rândul șuvițatelor. Am fost foarte mult timp brunetă. După aia mi-am lăsat părul, eram părul meu natural, un șaten închis. Am fost roșcată. E fost roșcată? Un banco, nu, da, am fost roșcată acum 12 ani. Și-a schimbat părul, dar năravul ba, că doar o știm cu toții pe Oana. Întotdeauna și cu părul. Și că multe mi-a vai, o să-ți-l arzi, o să-ți-l, frate, deci întotdeauna când m-am vrut o chestie, am fost hotărâtă. Și să nu credeți că vedeta s-a mulțumit doar cu această schimbare. Oana vrea mai mult. Mâine să-mi pun extensii și o să fiu... Dar nu-i destul de lung? Nu, nu, trebuie să fie și mai lung. S-a tunat, iar acum urmează să-și tuneze și mașina. O să-mi pun pietre la mașini, înăuntru, tu numai pietre. Bă, duci astea numai pietre și aici jos, așa, la praguri, numai pietre. Nu este prima schimbare de look a Oanei. De când lumina reflectoarelor a ochit-o, vedeta a șocat în repetate rânduri cu frezele și ținutele sale. Roxana,